Decizia ca municipiul Constanța să reintre în scenariu roșu a fost luată la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență după ce numărul de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 a crescut alarmant. Ieri rata incidenței, cum am spus, a fost peste 3, va continua și astăzi, va fi 3,20 la mie, drept pentru care de la ora 00 vor intra în vigoare măsurile specifice depășirii pragului de 3 la mie, cea mai cunoscută și cu impact fiind cea care vizează închiderea unităților de alimentație publică, dar și suspendarea activității spectacolelor, teatrelor, cinematografelor. Școlile vor funcționa în continuare într-un sistem hibrid până la atingerea pragului de 6 la mie, când vor trece în sistem exclusiv online. Decizia nu-i va afecta pe preșcolari, pe elevii din ciclu primar, clasele 1-4 și nici pe elevii din anii terminal, clasele 8-a și 12-a, care se pregătesc de examene. Toți ceilalți vor continua să învețe online. Guvernul ia în calcul și restricții de circulație, care se vor aplica în intervalul 22-5 dimineața. În acest interval se va putea ieși din casă doar după completarea declarației pe propria răspundere. Este o măsură stabilită printr-o hotărâre de guvern. Așteptăm actul normativ de prelungire a stării de alertă și acolo vom vedea dacă va fi transpusă și această măsură sau nu. Închiderea restaurantelor amplifică starea de incertitudine, spun proprietarii restaurantelor care se văd din nou nevoiți să se orienteze spre livrarea pachetelor cu mâncare pentru a-și menține afacerile. Mai puțin afectați rămân cei care au terase. Doar că o să compensăm cu to-go-ul, adică lumea nu o să mai vine să mănânce restaurant, dar o să comande clar la pachet. Dacă nu, terasa este disponibilă, doar că să vedem cum o să fie și vremea. Cel mai mare impediment în acest moment. Constanțenii spun că s-au obișnuit deja cu aceste schimbări dese de scenarii și încearcă să se adapteze cât mai bine, chiar dacă situația îi nemulțumește. Mai este inconvenient, dar nu. Acum ce putem să facem dacă ajungem pe roșu iar cu cazurile? Trebuie să ne protejăm cumva, nu? Da, ies destul de des de obicei, dar asta este. Ne-am obișnuit deja cu situația, nu? Clar că vor închide angajatorii care se mai târâiau așa cât de cât, vor închide și vor rămâne mulți fără locuri de muncă. Deci dacă au reușit cât de cât cu șomajul ăla tehnic să treacă așa puțin perioada asta, dacă ne mai închide încă o dată, va fi vai și amar de noi. Am avut grijă. În vară e drept, am mai ieșit un pic, dar de atunci pentru mine nu e același lucru. Da, din păcate... Am descoperit o felul de oale, de tigăi, de instrumente pe care nu le mai atinsesem înainte, însă eu zic că tot rău spre bine. Autoritățile fac lobby în această perioadă și pentru munca de acasă, atât în companiile publice cât și în cele private, pentru evitarea aglomerării mijloacelor publice de transport.